Omule drag, îți spun așa, chiar dacă om este doar ceea ce crezi, nu puteam să-ți spun din prima energie dragă, ori informație dragă, pentru că nu toți rezonăm cu acest adevăr. Dincolo de faptul că ceea ce experimentăm noi este doar imaginația lui Dumnezeu, viața în sine este doar informație în formă de unde ori energie. Poți să-i spui cum vrei. Iar pentru noi, aceasta ia forme diverse. Și pentru că nu putem vedea informația, ne identificăm total cu ceea ce pare atât de real pentru noi. Materia în toate formele ei, începând cu propriul corp. Pare atât de real, nu? Este atât de reală suferința, emoțiile mele, victimizarea, mama mea, casa mea, boala mea, cancerul meu. Tot ce văd și simt e atât de real. Paul ăsta vorbește prostii. Oare? Hai să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem că aș avea dreptate și că totul ar fi informație, energie. Închipuieți că toți oamenii din jurul tău sunt informație. Tu interacționezi cu ei pe un plan orizontal, dar nu doar cu oamenii, ci și cu obiectele, cu animalele și plantele, cu televizorul, ori cărțile pe care le citești, cu calculatorul și internetul. Toate acestea vor avea un efect asupra ta, pentru că faci schimb de energie cu tot ceea ce este. Însă toate acestea au un creator indirect pe care îl putem plasa pe un plan vertical în jos. Pentru tine, creatorii sunt părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii tăi. Pentru televizor sunt inginerii care l-au conceput și așa mai departe. Interesant este că tu, la fel ca toate celelalte obiecte și ființe, ai primit toate informațiile lor într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar ce înseamnă aceste informații? Înseamnă experiențe și învățături, traume, conflicte, suferință, emoții, frici de toate felurile, pasiuni, accidente, fel de a privi lumea, boli. Toate acestea sunt energie. Iar tu vei exprima în viața ta aceste informații. Asta este de fapt viața ta. Nu poți să exprimi decât ceea ce ești. Astfel, vor apărea în viața ta evenimente care să te facă să simți într-un anume mod, fiind condiționat total de informațiile primite. Devii liber de aceste condiționări, liber de acest matrix de energie, când realizezi că matrixul își primește energia, informația de pe vertical în sus. Iar acea energie se numește iubire. Iubirea este de fapt tot ceea ce este. Chiar dacă matrixul o deformează și ne distorsionează astfel percepțiile. Atunci când conștientizezi sursa comportamentelor tale, ale experiențelor tale, a bolilor tale, efectiv rupi legătura energetică cu informația primită atât pe verticală cât și pe orizontală și vei începe să primești energia de la sursă. Din acest moment, te vei alimenta cu iubire, iar realitatea ta se va schimba. Fricile tale nu vor mai avea sens și vei primi totul așa cum este. Nu vei ieși din Matrix, dar devii liber de Matrix, în cadrul Matrixului. Vei putea să-l observi în liniște și pace, în iubire. Dar nu în iubirea pe care o știm noi oamenii. Aceea nu este iubire, ci amăgire. O iubire condiționată, bazată pe nevoi. Te iubesc dacă ești cu minte. Te iubesc dacă mă iubești. Te iubesc dacă mă pot mândri cu tine. Te iubesc dacă mă protejezi. Te iubesc dacă repari greșelile și neputințele mele. Fiind ținuți în lanțuri de energie de către Matrix,
Suntem astfel, așa cum am mai spus, limitați a face și a fi exact informațiile noastre. Nu putem mai mult, doar pentru că ne identificăm total cu ceea ce experimentăm fizic și mental. Începi însă să te eliberezi prin conștiință, prin prezență, prin practica observației. Atunci când simți că nu poți, este pentru că crezi că nu poți. Totuși, observându-te și pornind pe un drum anume, vei observa încet că poți. Iar atunci vei simți că poți, după care vei realiza că poți. Pentru ca în final să poți cu adevărat să depășești limitele. Așa funcționează. Repetă în minte acest proces și folosește-l în viața ta. Pe cât pare de simplu, pe atâta de puternic este. Și o ultimă idee. Atunci când te uiți la televizor, te alimentezi cu energia fricii, știai? Frica îți distorsionează percepția ta asupra realității. Ea va părea pentru tine atât de reală, până când vei realiza în sfârșit cine ești. Atât pentru azi. Îți mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta. Am multe alte informații de valoare pe paulcostea.ro. Am acolo și un curs gratuit despre problemele specifice feminine. Te invit să-l parcurgi. Iar dacă îți place acest video, te rog să-i dai share. Îți mulțumesc!